Oțelul a reușit să dea lovitura chiar în ultima fază a partidei cu Astra. Gabi Paraschiv a făcut o cursă nebună pe partea stângă, a centrat portalul Chelo, a scăpat mingea și Incango a marcat golul victoriei pe care echipa gălățeană o aștepta de 10 etape. N-am făcut un joc foarte reușit, dar totuși mă mulțumește victoria. Aveam nevoie de 3 puncte ca aerul. Toată lumea și cei din tribună au fost conștienți de acest lucru, pentru că ne afundam în subsolul clasamentului. În prima repriză ne-am creat 2-3 oportunități, ocazii, zic eu, de a marca și n-am reușit, după care repriza a doua am avut așa un moment mai greu în care echipa merita să fie susținută în acele momente și au marcat primii, după aia am revenit și zic eu, cu șansa am câștigat acest meci. Înfrângerea a lăsat un gust foarte amar în tabăra Astrei. Secundul Valentin Sinescu a acuzat jocul dur al gălățenilor. Un joc pe care l-am anticipat a fi dificil, cu o fostă campioană care nu mai are autoritatea la zi de altă dată și care avea mare nevoie de puncte. S-a văzut asta și în maniera de abordare a partidei, dincolo de limita regulamentului în prima parte, cu un arbitraj foarte permisiv din punctul meu de vedere vis-a-vis de această dimensiune. O partidă în care am avut cel puțin 4 ocazii monumentale în urma unor faze extrem de cursive. Succesul obținut în fața Astrei poate fi semnalul renașterii Oțelului. Răspunsul va veni după partida de la Cluj.